29 de zile. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la mortalitatea infantilă. Statistica arată că la noi un copil mai mic de un an moare la fiecare 5 ore. Tocmai din această cauză, de Ziua Națională a Alimentației, Asociația Salvați Copiii a tras un semnal de alarmă cu prilejul Maratonului Internațional al Copiilor. Evenimentul a strâns peste 200 de participanți, printre care și multe vedete. Maratonul s-a desfășurat simultan în 40 de țări. Peste 20.000 de copii au alergat pentru a atrage atenția liderilor lumii asupra problemelor de malnutriție și asupra mortalității în rândul copiilor mai mici de 5 ani. Și copiii români astăzi intră în competiție cu cei peste 20.000 de copii din lume. Sunt 235 de copii care sunt împărțiți în 7 echipe. România este fruntașă nu numai la mortalitatea infantilă. Și la orașe, datorită condițiilor socioeconomice actuale, malnutriția, echivalentă cu falimentul creșterii, e frecvent întâlnită. Startul competiției din România a fost dat de mai multe vedete, între care și Melania Medeleanu. Mai repede, mai repede, mai repede, mai repede, mai repede! Am crezut că eu am venit aici să-i susțin pe copii, dar de fapt ei mi-au dat o lecție, m-au tras de mânecă. Uite cum respir după 200 de metri, e inadmisibil! Eu alerg în fiecare dimineață, mult, destul de mult și sunt obișnuit. Dacă ai antrenament, e destul de ușor. Sunt noroc că unii alergă bine, dar alții alergă, deci zici că e bine să luăm la bătaie. Aveți și puturoși în echipă. Da, mai mulți decât credeți. Maratonul a durat mai bine de 2 ore. Tinerii români au terminat în fața echipelor din Anglia sau China.